Acest proiect este realizat cu suportul programului municipal Bugetul Civil Chișinău. Salutare doamnelor și domnilor, sunt Traian Stoianov și începem ora de live pe AirLife prin suburbiile Chișinăului. De data aceasta suntem la Trușeni. Să mergem să discutăm cu conducerea acestei instituții. Sunt primar interimar acum un an de zile și aș vă spun ce s-a reușit și sau nu s-a reușit în timpul acesta. Comuna Trușeni face parte de două sate, satul Trușeni și satul Dumbrava. Împreună avem 11.000 de locuitori. Proiectul care a fost început 4 ani urmă, 3-4 ani urmă, canalizarea centralizată a fost scoasă la receptă finală. Da? Urmează documentația de recepție finală. S-a făcut stanța de pompare, s-a probat. Mult la moment, noi extindem mai departe 8 km pe tot satul Trușeni și undeva 500 de conectări la gospodării care să fie aproape de truba care se margă. Da? Avem mult de lucru la drumuri, dar totodată, paralel, nu ne mai oprim, mai reparăm ceva, da? Mai ducem o leacă la condiții. Chiar am merge proiectul construcției capitală a străzii Coșbuc, care e finanțat, prima etapă, e finanțat din bugetul municipiului Chișinău. El e multianual, proiectul e până la 31 mai, cel de în prima etapă. Este Coșbuc a doua etapă, care, așa mă gândesc eu, la 31 decembrie 2020 să fie dat și la exploatare. Să fie un drum întreg, dar pe drumul acela să fie tras și apeductul și canalizarea centralizată. La capitolul către transport public vă comunicăm că nu e așa de rău, da? Să spunem așa, dar tindem la mai bun. La moment avem și o rută locală. Apropo, am fost procurată rutieră de banii municipali 80% și 20% din banii locali. Deci, a fost procurată o rutieră. Rută nouă, Ford Transit, ulterior de a instala pe ruta Trușeni local. Noi avem un proiect, el a fost elaborat în 2019, proiect capitală a străzii, L-452 se numește strada. Noi la anul ăsta l-am ajustat la prețuri noi, la coduri europene, l-am expertizat, tot e bun, numai suma e prea mare. Vedem de start și vedem câtem surse financiare, să câtem în cum se iepe anul, se iepe în surse financiare, împreună cu municipiu. La capitolul educație, tineret, cum să spune, și cultură, stăm o leacă mai bine așa sub cot. Deci chiar nu de mult a fost și un studiu la municipiu, unde noi acolo undeva, a treilea loc avem. La capitolul culturii, da, și activism, cultură. Avem două instituții preșcolare. Avem muzeul etnografic, care este un muzeu recent de un an de zile deschis și tot se bucură de o mare așa activism. Vin de la oraș mulți să-l vadă. Satul nostru e chiar e vechișor, așa să spunem, 560 de ani. Avem și un hor care e vestit de municipiu și centrul tineret. Avem 2 ani de zile centrul tineret, unde copiii vin, fac jocuri și tot vin și mai mult. Și nu este înfrățit cu comună din România, Vânătorul Neamț. Ce drept, ultimul an de zile nu a fost timp să ne întâmplă pandemia, criza aceasta care este prin jurul nostru și nu s-a putut întâlni, dar în alți ani ne întâlnim la hramul veneau la noi, o spăsăie primarie, consilierii veneau și fix așa duceau anuștri la noi și o spăsăie. Acolo e zonă foarte frumoasă, dacă să înțelegeți vânători, cuvântul vânători, ne-am dat ceva, înseamnă e zonă muntoasă acolo. Noi avem aducțiune construită de 3-4 ani în urmă, care ieșit de construit și încă nu era dat în exploatare, cu grupul lucrativ care am organizat din consilieri, am făcut și comisia stării excepționale, toți împreună, și am scris un demers către Apă Canal să ne ia de ajutor ca țava aceea să o punem în funcțiune cât mai curând, că și știți că a luat foc în timp de săptămâni de zile, noi am dat drumul la apă,
până la Turșeni. Și la moment, vă spun, etapa Vălicica Nouă și Veche beneficiază de apă potabilă, dar asta e vremelnic. E vremelnic, nu așa și-o spus, vremelnic, pe jumătate de an și vedem, noi o achităm la timp, întrebăm și chiar mulțumim într-așa ocazie că Apcanal ne-a mers la întâmpinare. Acest proiect este realizat cu suportul programului municipal Bugetul Civil Chișinău.